cu adevărat nu este dor de Domnul. Amin? Amin. Hristos a înviat. Încă suntem în atmosfera aceasta a sărbătoririi morții și învierii Domnului în dimineața aceasta. Le aducem cu dragoste aminte, cu plăcere, cu bucurie că Hristos a înviat din morți, că a biruit moartea, călcând-o cu moartea, slăvit să fie Domnul. Am lucrat în dimineața aceasta de cu cântările care s-au cântat, Penticolite 13, de poezia care a fost recitat de Tatăl Micu. M-am bucurat de totul, m-am bucurat în primul rând că Domnul cel înviat a fost până în prezent. Slăviți să fie Domnul. Aș vrea acum să ne pregătim inimile și mințile noastre și gândurile noastre, să ne detașăm de lucrurile care încă ne țin legați și să ne concentrăm la cuvântul Domnului care s-a citit în dimineața aceasta. Și aș vrea mai mult de atâta să ne gândim la mai multe lucruri în dimineața aceasta. Aș vrea să vorbesc despre cum se descoperă Dumnezeu, cum s-a descoperit Dumnezeu. Dar înainte de asta am un of și eu pe inimă și săptămâna aceasta am stat de vorbă cu un frate și vreau să vă spun oful meu. Și m-a întrebat despre cineva din biserica noastră și m-a întrebat, îl cunoști? Și am zis, da, îl cunosc. Dar mă întreabă, da, este credincios? Că nu știu sigur dacă e credincios, știi? Și am zis, da, e credincios. Și dar am stat de vorbă cu el și nu dădea de înțeles că este credincios. Și așa am simțit o durere în suflet și nu o durere mare pe seară. Sărbătorim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Hristos a înviat. Și dacă vă zic Hristos a înviat, ce răspundeți? Credem? Credem din toată inima noastră? Pentru că atunci când îmi vorbea, mi-a venit în minte un cuvânt în mintea mea și am zis, creștinismul de astăzi și o parte mare din creștini sunt așa de nehotărâți. Sunt așa de imbeciși. Sunt așa de nesiguri. Nesiguri de tot. Ce se numește creștinism. Nesigur de venitul la biserică, nesigur de învierea Domnului Iisus Hristos. Și m-am întrebat atunci în sufletul meu și m-am întrebat până în ziua de astăzi de ce există atâta nesiguranță în creștinătatea din ziua de astăzi. Duminica trecută, frații de la ușă aveau mare dificultate să se bage pe frații biserică, să pune scaune peste tot, scaune în locul bisericii. Și iată că astăzi este cel puțin o bancă goală, două, trei bănci goli. Și mai sunt și locuri multe în mijlocul nostru. Unde sunt cei de duminica trecută? Duminica trecută cântam cu toți împreună, Hristos a înviat. Și dimineața aceasta nu mai veni la casa Domnului. De siguranța aceasta, dacă o ai, să știi că e imagină în adâncul inimii tale, în străfundul sufletului tău și îți dă o credință nesigură, îți dă o credință neclară. Cine a făcut în astfel de situații? De unde poate apărea neliniștea sufletului meu? Ce mă poate aduce pe mine într-o stare care a fost poate o perioadă când veneam la biserică, eram nelipsit de la casa Domnului, eram printre primii. Și atunci când am într-o perioadă să vii rar la casa Domnului, să vii din când în când, să crezi totuși în inima ta, dar este atâta îndoială acolo, e atâta nesiguranță în Hristos, în învierea din morți, este atâta lipsă de credință. Sunt mulți factori care ne aduc pe noi într-o astfel de nehotărâre, într-o astfel de lipsă de siguranță. De lipsă de siguranță știți ce? În fidelitatea Domnului față de noi. Și mi-a pus întrebarea, care sunt cauzele acestea care rup credința din inima noastră? Și am găsit multe cauze, eu nu le zic. Dar e posibil ca să fie dimineața aceasta între noi, care sunt suflete care sunt măcinate lăuntrilor, ei nu spun pe față, dar îi zâmbesc și zic, Hristos a înviat. Dar în străfundul inimii lor se întreabă, există? Am văzut atâtea documentare științifice, unele pro și unele contra. Și poate că am văzut unele contra și au rămas niște semne de întrebare în mintea noastră, dar semnele astea de întrebare sunt așa de profunde. Că nu permit să le vorbesc cu nimeni. Că
că nu-mi permit să merg la cineva să zic, Cristi, uite, am un dubiu în inima mea, am o neînțelegere. Și mă roade în sufletul meu și mănâncă credința, că eu rămân în starea mea. Și sunt mulți, din păcate spun și acestea, sunt mulți care sunt roși în sufletul lor, dar n-au curajul să meargă să zică, frate, a murit cineva drag. Și n-am înțeles de ce am murit. Și atunci credința mea a dat înapoi. Frate, s-a îmbolnăvit cineva. Și m-am rugat. Și m-am stăpânat. Și credința mea a scăzut puternic din ziua aceea. Și nu mai pot să mă reprind de unde eram înainte. Treci cu sentimentul ăsta de neliniște? Sunt niște pași de făcut. Poate că în primul rând este să-i spui lui Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu ce te roade și te frământă. Fii deschis. Sunt mulți și sunt multe suflete care nu au curajul să-i spună deschis Dumnezeu. Doamne, nu pot să trec peste asta, nu pot să înțeleg. N-au curajul să zică, Doamne, vorbește-mi, explică. Fă-mă să înțeleg unde am greșit eu. Pentru că de multe ori este o greșeală noastră. Unde mi s-a topit credința mea? Vezi punctul acela și întoarce-te. Întoarce-te la punctul acela. Caută siguranța credinței tale în inima ta. Nu fii nehotărât. Nehotărât de a sluji pe Domnul. Că nehotărârea asta, știți ce, frații mei? Deci, vă spun sincer înainte la Dumnezeu. Când văd pe un om nehotărât, nehotărât să slujească pe Dumnezeu. Nu merg mai departe. Nehotărât să slujească pe Dumnezeu. Într-un punct. Nehotărârea asta spune că în inima lui este ceva înfășat acolo. Este ceva înfășat acolo și nu-i dă voie să meargă într-o acțiune pozitivă, decisivă, să fie hotărât în slujirea lui pentru Dumnezeu. Că ceva este acolo ce reține. Și nu zice din toată inima Hristos a înviat. Zice pe buze că încă crede, dar credința se macină. Și aș vrea în dimineața aceasta să urmărim împreună câțiva pași spre reabilitare. Câțiva pași cum se descoperă Domnul înainte de înviere. Și aș vrea să vedem pașii când se descoperă Domnul după înviere. Poate că Domnul mi s-a descoperit mie numai înainte de înviere. Poate l-am văzut acolo la cruce răstignit. Și am plâns la cruce. Și mi-a predat viața la cruce. Și am rămas la cruce. Dar e nevoie să avem încă o revelație. Revelația Domnului după înviere. Domnul să ne odeie și pe aceasta. Amin? Amin. Aș vrea ca ziua de aceasta, ziua aceasta, să fie o zi a deciziilor. Decizii pentru mine și pentru viața noastră. Decizii pozitive ca să te aruncăm înainte să slujim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră. Amin? Amin. S-a citit în dimineața aceasta arătarea Domnului Iisus Hristos pentru a treia oară grupului de ucenici. Prima oară s-a arătat în camera de sus, a doua oară s-a arătat atunci când a fost cu Toma și acum era a treia oară când se arată. Dar înainte de a vorbi despre arătarea aceasta extraordinară, aș putea să urmez la Marea Tiberiadei, aș vrea să-l urmărim pe Petru, pentru că dacă suntem atenți la citirea textului și de seară o să continue textul acesta să se citească, vom vedea că s-a arătat în mod special pentru ucenic, pentru Petru. Pentru că în viața lui Petru se întâmplase o mare tragedie. Tragedia nu s-a întâmplat numai în viața lui Petru. Tragedia s-a întâmplat în viața ucenicilor. Pentru că a fost momentul acela când toți s-au lepădat de Domnul, toți au plecat, toți au fugit, au dormit cu fugiții. Dar Petru a făcut un pic vârf păcatelor lor. El, care se credea mare și tare și devotat și consacrat pentru Domnul, a zis, nu, eu o să-L urmez de departe și când o să pot și o să fiu acolo, o să intervin să-L eliberez pe Domnul. Și ajunge și el până la urmă în curtea marului preot acolo și băgat de un ucenic de-a Domnului acolo, ajunge și el să se încălzească și la ce s-a încălzit? La un foc de cărbun. Și Domnul așteaptă pe țărmul mării, la ce l-așteaptă? La un foc de cărbuni. Da? Scenariul acesta se repetă și o să vedem că niște scenarii din viața lui trecută se repetă la această întâlnire specială cu Petru. Pentru că acolo Petru
când a văzut cum este bătut, bajocorit, scuipat. Și așa mai departe s-a lepădat în fața unei slujnice și în fața celorlalți cu blesteme. A pus vârf păcatelor lui. Dar totuși a plecat de acolo și a plâns cu amar, pentru că avea o făgăduință puternică de la Domnul. M-am rugat pentru tine. Ce s-a rugat Domnul pentru el? Să nu se pierdă credința lui. Putem să ajungem în astfel de momente în viața noastră. Și prima dată când s-a arătat Domnul Iisus lui Petru, a fost atunci când Ioan Botezătorul propovăduia și a văzut pe Domnul Iisus umblând prin mulțime și zice Ioan Botezătorul: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Doi dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul s-au ridicat și au mers după Domnul Iisus. S-au dus acasă la el. Iisus a întrebat: ce vreți? Vrem să vedem unde stai, vrem să vin cu tine. S-au dus și s-au mutat acasă la Domnul Iisus. Unul dintre ei era Andrei, fratele lui Petru. El merge la Petru și spune: Petru, ne-ai găsit pe Mesia. Și Petru merge la Iisus și îl vede și Iisus îi zice: tu, Petru, te vei chema Chifa. Și schimbă numele în Chifa. Îl vede și pleacă. Dar după o perioadă, venise după o noapte de pescuit, apostolul Petru, lucrul acesta îl găsim în Luca, capitolul 5, după o noapte de pescuit, Petru, cu câțiva tovarăși ai săi, au pescuit toată noaptea, zice Biblia că toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic. Să ne gândim la scenariul din care a fost citit. Toată noaptea se trudiseră și după înviere și nu prinseseră nimic. Știți ce înseamnă toată noaptea? Să arunci mreaja odată, s-o tragi, niciun pește, să arunci a doua oară, a zecea oară, din seară și până în dimineață, într-una. Și în dimineața aceea erau la țăr, spălând mrejile, curățându-le, pregătindu-se pentru alt pescuit, după noapte nedormită. Domnul i-a cerut voie lui Petru să se sfie în barca lui, a depărtat-o un pic și acolo a început să propovăduiască cuvântul. După ce a terminat de propovăduit Domnul Iisus, fiți atenți la întâlnirea lui Petru. De ce vă spun întâlnirile astea? Pentru că aș vrea să fiți atenți în Duhul dumneavoastră. Pentru că Domnul nu se descoperă numai o singură dată, se descoperă de mai multe ori. Nu o să vorbesc de toate descoperiri din viața lui Petru, dar vreau să accentuez câteva. Și zice, dă barca la adânc și pregătește-te mreaja de pescuire. Dar Doamne, dar toată noaptea am pescuit, zice Petru, și n-am prins nimic. Dar zice, totuși, probabil în timp ce își curăța mrejile acolo și scotea frunzele și ce era, ce s-o prins acolo, zice, dar totuși la cuvântul tău voi arunca. O depărtat-o la adânc, aruncă mreaja și începeau să se rupă mrejele de câți pești erau prinși acolo. Foarte mulți. O chema pe tovarășii lui care erau la mal, au venit cu a doua barcă, au umplut barca lor, au umplut-o și pe a doua, începeau, spune cuvântul Domnului, să se scufunde bărcile. Erau pline la mații, mrejile se rupeau de pești. A fost o minune. Când a văzut Petru minunea aceasta, Luca 5 cu 8, zice, când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchiul lui Iisus și a zis: Doamne, leagă de la mine că eu sunt un păcătos. Ce cauți tu în barca mea? Am ascultat cuvântul tău, dar tu mă știi și mă cunoști. Leagă de la mine, de la mine. Iisus zice: nu, Petre, păi face din tine un pescar de oameni și îi cheamă lucrare. Scoate tot la țăr, pești din vârcile, lasă tot acolo și pleacă lucrare. Domnul continuă să-i se descopere lui Petru de mai multe ori. La un moment dat întreabă Domnul Iisus pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu? Păi unii zic că ești ăla, prorocul, eu am Botezătorul, am viat din mort, dar voi cine sunteți? Petru zice foarte deschis și puternic: tu ești Hristosul, tu Dumnezeu. O, Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit. Și Domnul îi se descoperă din nou. Îi se descoperă din nou la pe mare, când a fost furtună, el rămăsese pe munte să se roage, ei se luptau cu valurile în valuri și Iisus vine la ei pe mare și când îl vede Petru, zice: Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Și Domnul poruncește, zice: vino, Petre. Și Petru începe să meargă pe apă. Cunoașteți istoria. Dar Domnul îi se descoperă. Îi se descoperă pe că e superior naturii, apelor, mărilor, înmulțește pești, descoperă multe feluri. Gândește-te în dimineața aceasta, de câte ori s-a descoperit Domnul ție? De câte ori te-a chemat Domnul pe tine? De câte ori ai răspuns tu?
E bine să privim în trecutul nostru, în viața noastră trecută, frații mei, pentru că mulți dintre noi, nu mulți, toți care au crezut în Domnul au avut experiențe de genul ăsta cu Domnul. Nu zic de genul ăsta să umbli pe ape, dar au fost experiențele noastre personale cu Domnul. Slăviți să fie Domnul! Amin. Dar Domnul s-a descoperit înainte de înviere, s-a descoperit și ni se descoperă la toți înainte de înviere. Dar vreau să înțelegem că Domnul se descoperă și după înviere. Și aici apare întrebarea mea, l-ai cunoscut după înviere? Pentru că după înviere este o chemare la consacrare. O chemare la dăruire, o chemare ca să lași tot și să faci tot voia Domnului. Ar vrea să înțelegem lucrul acesta și ar vrea să privim și să înțelegem cum se descoperă Domnul după înviere. Cum se descoperă Domnul după înviere? Cum ne vorbește Domnul după înviere? Și mă întreb pe dumneavoastră, care a fost prima persoană care i s-a descoperit Domnul după înviere? Cui? Maria Magdalena, da? De ce i s-a descoperit Domnul ei? Ea l-a căutat. Ea a fost cea din tâi, a fost prima care a plâns, l-a căutat. Nu vrea să știe nimic, să nu cunoască nimic. La un moment dat era acolo lângă mormânt, mormântul era deschis, chiar a fost o vedenie de îngeri, stătea acolo și plângea și la un moment dat îl vede pe Iisus. Fiți atent la aspectul acesta. Cum se descoperă Domnul după viere? Îl vede pe Iisus venind spre ea. Iar vede, se uită la el și zice, vedea că e grădinarul. Dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus. Ardea un singur foc în inima ei. Să-l găsească din nou pe Domnul. De aceea, dacă focul tău arde în inima ta, ascultă-mă, o să-l găsești pe Domnul. Amin? Amin. Dar aprinde focul ăla. Aprinde printr-o viață hotărâtă, o viață neclintită, o viață consacrată și dedicată Domnului. În momentul acela, Domnul vorbește. Marie a terminat cu plânsul, a deschis ochii la vocea Domnului. Pentru că Domnul, după înviere, vorbește la nivelul Duhului. Nu l-a cunoscut cu ochii de carne. Dar în momentul când s-au deschis ochii spirituali, ochii Duhului, când a auzit Marie și a auzit numele ei, cum Iisus îl zice, te întreb, ai auzit numele tău? Ai auzit printr-o predică? Ai auzit numele tău? Marie! Și Maria deschide ochii și merge și îl îmbrățișează, se aruncă la picioarele Domnului și trimite. Slăviți să fie Domnul! Dar ascultați-mă bine. Domnul se descoperă la nivelul Duhului. După aia, cei doi ucenici de pe drumul Emausului s-a predicat aici. Dar cum i s-a descoperit Domnul? Domnul mergea alături de ei, poate că era între ei, eu mă gândesc că Domnul era între ei, pentru că ar fi greu să fie aici și acolo și să vorbesc, că audă bine amândoi. Probabil că l-a sfăbărat în mijlocul Domnului, că Domnul îi învăța, le ardea inima în ei. Se zice că probabil că le bătea soarele în ochi și de-aia nu cunoșteau pe Domnul. Biblia spune clar acolo că ochii lor erau încuiați să-L cunoască. Ochii lor erau cu adevărat încuiați să-L cunoască. Pentru că Domnul se revelează inimii. Zice, ne ardea inima noi. Le ardea inima mie. Și zice, unde vrei să mergi mai departe? Vino, rămâi cu noi. Și intră cu ei. Și când îl cunosc? La frângerea pâinii. Observați modul de a cunoaște pe Domnul Iisus după înviere? E cu totul special. În momentul când cere, se roagă, cere binecuvântarea, face plângerea pâinii, îi se deschid ochii și zic, este Domnul. În momentul ăla Domnul dispare. Ei pleacă la Ierusalim și s-a descoperit și acolo ucenicilor Domnul. De aceea vreau să înțelegem, Domnul se descoperă inimii. Toma, s-a vorbit joia aceasta despre Toma. Cum i s-a descoperit Domnul Toma? Poate că zice că lui Toma, Toma zice, dacă eu nu-l văd cu ochii mei, dacă nu pun mâna mea în semnul cuielor, la mâini, la picioare și tot asta lui eu nu cred. Dar așa a fost. Așa a fost. Ascultați ce zice cuvântul Domnului în Ioan aici. Ioan 20. Cu 27. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul în coace și uită-te la mâinile mele. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns Toma i-a zis,
Ascultați, eu nu știu dacă a făcut lucrul Toma asta. Eu nu știu dacă Toma a pus mâna, nu știu dacă a pus, nu știu că a pus mâna. Dar zice direct, drept răspuns. După ce urechea lui l-a auzit, după ce inima lui l-a văzut, după ce ochii lui spiritual s-au deschis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Doamne, vorbește la nivelul Duhului. Dar e foarte important să fim atenți la vocea Domnului. Noi am vrea să auzim o voce puternică, nu vrei să ne drăznească urechi, du-te, Sorin, și fă o binefacere, du-te, Sorin, și fă aia, du-te... Nu vorbește Dumnezeu așa? Dumnezeu vorbește la nivelul Duhului. Domnul să ne ajute să înțelegem vocea lui Dumnezeu. Aici, Domnul se descoperă lui Petru. Și ucenicilor. Erau 7 ucenici. Domnul le-a poruncit să meargă în Galileea. Că li se va arăta acolo. Erau în Galileea. Mulți zic aici, probabil că Petru s-a întors la vechea meserie să prindă pește. Eu personal eu nu cred așa. Deci, da, e posibil să fie și asta. Deci, ce cred eu? Erau cel puțin 7 bărbați. 7 bărbați mănâncă. Mâncare cu ei se pare că în barcă n-au avut și toată noaptea s-au trudit. Sponsorii lor care au fost cu Domnul Iisus se pare că au cam plecat toți și au cam rămas singuri. Pentru că când este o lucrare și este în floare, toți sunt acolo. Dar când este lucrarea s-o strica și apar prigonirile, toți sponsorii pot dispare. Petru zice, mă duc să prind pește. Aveau nevoie de mâncare sau nu aveau nevoie de mâncare? Aveau nevoie de mâncare. Petru se duce să prindă pește. Nu-i obligă pe ceilalți, zice, eu mă duc să prind pește. Ce a zis? Venim și noi cu tine. Și iată, într-o seară, plecând, urcându-se într-o barcă, spune cuvântul Domnului, mergem și noi cu tine, versetul 3, au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. N-au prins nimic în noaptea aceasta. Aceea. Cred că a fost o seară epuizantă. M-am gândit eu să fiu în corabie cu ei. Și mi se întâmplă. Să nu prind nimic. Mi se întâmplă? Mi s-a întâmplat de multe ori să fiu la servici și tot ce am făcut să meargă pe jos. Mi s-a întâmplat acum o săptămână să fiu acasă, să fac ceva, un lucru de o oră jumate și mi-a luat vreo 6 ore. Și după 6 ore încă nu terminase. Și am zis, măi, ispititorul a fost tot timpul aici lângă mine să nu meargă nimic. Nimic, nimic. Și ce înseamnă nimic? Și noaptea aceea Petru n-a prins nimic. M-am întrebat, s-o fi rugat mie când mi se întâmplă așa, mă opresc și mă rog. Indiferent și la servici, mă opresc, dar duc jos și mă rog. M-am gândit, s-o fi rugat noaptea aceea. Eu cred că s-a rugat. Probabil. Zic probabil, că nu știu sigur. Ce au făcut în noaptea aia? Au rugat mreaja o dată, de 2 ori, de 10 ori. Ce au discutat între ei noaptea aceea? Ce au discutat între ei? Petre, ți-a ce aminte de pescuirea minunată? Când s-au rupt brejile, se rupeau brejile de pești? Unde-i Domnul? O, Doamne, ce noapte tristă și rece. Vreau să spun că nopțile acelea se pare că erau foarte reci. Erau reci. Să fie o noapte rece, tu să fii tot ud, de la mreaja ești tot ud, din cap până picioare, pe lac, pe Marea Tiberiade, cum este aici, era un lac mai mare, da? Pe lacul acela suflă vântul rece care te îngheață până în vine și să tot arunci mreaja toată noaptea și s-o scos să lucrezi din cap în ușor. Știți ce se întâmplă? Pentru că de multe ori Domnul ne cheamă pe noi la lucrare. Eu vreau să înțelegem lucrurile din punct de vedere spiritual. Și eu și dumneavoastră se schemează lucrare. Dar după ce încăți o dată, o zi, două, trei, un an, doi, trei, și cu toată impresia, măi, dar nu e niciun rol, apare descurajarea. Ai fost lovit de descurajare. Am fost de multe ori. Și apare descurajarea aceasta, dar ei n-au prins nimic în noaptea aceea. Țin minte când eram eu copil și mergeam la bunica mea în fiecare vacanță de vară, aproape am fost acolo, în spatele grădinii era un râu și una dintre cele mai mari plăceri ale mele era asta, să mă duc să prind pește. Mergeam cu undița de-a bunica, avea o coșarcă, cei mai bătrâni știu cum sunt coșarcile acelea de dus lemne. Mergeam cu coșarca, o puneam în partea de sus a apei și din partea de sus veneam cu piciorul și băteam și ridicam coșarca în sus. Și când vedeam că se zbate un pește, doi, trei, foai, să iam pe ei să nu zboare, că mai zburau din coșarcă, că coșarcă era numai așa, știi? Să ia și prindea și așa ne bucuram când prindeam un pește și nu erau mari, poate că cel mai mare a fost atâta. Erau pești mici acolo. Dar ce bucurie! Dar să arunci, mă, toată noaptea să nu prinzi nimic. Dar lucrarea Domnului să lucrezi ani de zile și să nu dea niciun rod,
Am citit despre oamenii al lui Dumnezeu, despre mari oameni al lui Dumnezeu. Și despre unii, atât m-am întrebat, Doamne, am citit despre un misionar în India, a lucrat 7 ani de zile. După 7 ani de zile nu a avut niciun rod. Și și-a zis, astăzi mă întorc acasă la din America, mă întorc acasă, mă întorc acasă. Și dimineața aceea când se pregătea să plece la avion, dimineața de vreme a bătut la ușă un om, un bățic pe care îl mai ajutase. Și i-a zis, ce ai auzit că pleci și ai venit să ți-ai rămas unde la mine? Zice, nu. Azi noapte n-am putut să dorm. Și mi-am pierdut viața Domnului. După 7 ani de zile, o fost primului rod. Și zice, ăla și-a lăsat valiza jos. O despachetat și-a rămas acolo și acolo a început trezirea, slăvit să fie Domnul. S-au întors mii de oameni după aceea în oraș pe acela. Au fost alți misionari între indieni în America, am citit. Și mulți alții care au lucrat ani și ani de zile și n-au văzut niciun rod. Și deznădejdea a pus stăpânire peste ei. Dar ascultați-mă, indiferent, noi trebuie să lucrăm pentru Domnul. Amin? Nu trebuie să punem armele jos, nu să zicem să facă, am făcut destul. Trebuie să facem voia Domnului. Amin? Că merge, că nu merge. Aici vom învăța o lecție, că Domnul Iisus a vrut să ne dea și o lecție din pescuirea aceasta minunată. Și voi spune lecția la sfârșit, da? Dar, zice, n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, când s-a făcut de ziua, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Din nou aceeași istorie de conviere. Nu știau că este Iisus. Ia aminte că Dumnezeu nu vorbește, poate că ne-a vrea să vorbim, să ne vorbească cum i-a vorbit Dumnezeu lui Pavel, lui Saul pe drumul Damascului. Nu, Dumnezeu neapărat vorbește așa. Poate să iei o înfățișare, dar în cele mai clare moduri din Sfânta Scriptură, dacă e Faptele Apostolilor și o studiezi la rând, pagină cu pagină, știți cum s-au întors oamenii la Domnul? Prin predicare. Și noi suntem chemați toți să predicăm, să vestim Evanghelia, să fim pescari de oameni. Amin? Amin. Și asta e metoda lui Dumnezeu de a vorbi după înviere. Slăviți să fie Domnul. Dar zice, dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Domnul. A strigat de acolo ce era o distanță de undeva de 200 de stadii, undeva la 100 de metri și i-a întrebat, copii, aveți ceva de mâncare? Păi după o noapte întreagă de muncă, sigur că le era foame. Răspunsul a fost nu. Nu era departe. Data trecută la minunea cealaltă, a fost, eu zis, ne depărtăm la lac. Acum erau la mare aproape. Deci aruncați-mi așa în partea dreapta a curăbii. De aceea e foarte important, când facem o lucrare, să căutăm, să ascultăm vocea Domnului. Foarte important. Domnul să ne ajute. Domnul să ne deschidă urechea să auzim. Iau mreaja și o aruncă în partea dreapta a curăbiei. Când se teagă mreaja afară, imposibil. Mreaja plină de pești. În momentul acesta are revelația. Cine are primul revelația? Ioan. Zice, este Domnul. Petre, este Domnul. Când aude Petru că este Domnul, nu trebuie pești, nu-i trebuie nimica. Își ia haina pe el și sare în apă și noapte până la țăr. Ceilalți se silesc să ajungă la țăr. Trag mreaja, nu bagă pești în corabie, trag mreaja până la țăr. Era foarte grea mreaja de pești. Și zice, deci pe, zice, ceilalți au venit cu vărăbioara credând mreaja cu pești, pentru că nu era departe de țărm. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratul de cărbun și pește pus deasupra. Și pâine. Ei, în primul rând, când au auzit, să arunce mreaja în partea dreaptă, au avut credință, în al doilea rând au ascultat. Petru, când sare în apă, și un lucru foarte important, nu voi vorbi despre lucrul acesta acum, se prezintă înaintea Domnului îmbrăcat. Se prezintă înaintea Domnului îmbrăcat, de aceea, frații mei, de multe ori în biserica asta se predică, zice, frații, o să venim cuvincios la biserică, Domnul să ne ajute în lucrul acesta. Și să nu fim pricină de potinire pentru nimeni și, în primul rând, pentru Domnul venim. Nu de ca să fim pricină de potinire. Venim pentru Domnul îmbrăcat cuvincios la biserică. Amin? Când ajung la țărm cu toți acolo, era un foc de cărbun. Te aduce aminte Petru de focul de cărbun la care se lepădase? Că la foc de cărbun s-au lepădat în fața apostolilor și acela
Era foarte frig în noaptea aceea când Domnul Iisus a fost plecat spre Domnul, Domnul era frig. Pește prăjit și zice Domnul Petru, se pare că nu a avut nicio discuție cu el, îi zice, aduceți din peștii care i-a prins acum. Petru merge, e foarte interesant, ceilalți nu înțeleg de ce nu au scos mreaja cu pește, s-au grăbit poate să vadă pe Domnul, dar zice despre Petru și m-am gândit, mai nu știu cum a arătat Petru ăsta, pentru că nu poți să iei din desenele lor din catedrale, pentru că astea s-au făcut în 1500, după 1500. Și zice, ascultați cum se aici, Simon Petru s-a suit în corăbioară, a tras mreaja la țărm, deci era foarte vrâjos, foarte puternic. Plină cu 153 de peșma și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Și aduce din pești aceia. Pentru că Domnul a vrut să fie și peștii care i-a dat el și peștii noștri. Ce înțelege spiritual din lucrul acesta, frații mei? În primul rând, eu înțeleg că trebuie să mă pun pe mine la discuția Domnului. Cu ce sunt și cu ce am. În al doilea rând, înțeleg că Domnul întotdeauna a pregătit și pregătește ce este nevoie. Și de fapt El mă cheamă și mă ajută și mă sprijinește. Dar așteaptă ca eu să fac primul pas. De multe ori sunt frați care așteaptă o viață întreagă să facă ceva pentru Domnul. O viață întreagă așteaptă. Să audă vocea Domnului să meargă să facă. Și nu au. Și așteptat o viață întreagă. Dar știți de ce? Deja Domnul a vorbit. Mergeți în toată lumea cu opuțe mai grea la orice făptură. Cineva crede să va botezat la primitin și nu va fi osumit. Domnul deja a vorbit niște lucruri pe care noi trebuie să le împlinim, să le facem. Să nu cerem ce Domnul a vorbit. Să facem ce Domnul a vorbit. Amin? Amin. Și ajunge la țăr. Și acolo zice cuvântul Domnului că niciunul din ucenici nu puteza să-L întrebe cine ești. Se pare că ochii lor de data aceasta iarăși erau împietriți. Nu putezau să-L întrebe cine ești. Pentru că, zice cuvântul Domnului, știau că este Domnul. Vedeți, sunt multe împrejurări în viața noastră. Sunt multe împrejurări în viața noastră. Cum vorbește Domnul? Revin. Dumnezeu a pus în noi conștiința. Conștiința este ca o voce a Domnului în noi. De multe ori nu ne putem lua 100% despre ea. Dar de multe ori apare logica mea, logica umană, și apare conștiința. Și conștiința îmi zice din partea Domnului, Sorin, fă treaba aia. Dar logica mea zice, da, dar ai mai făcut-o, da, știi tu. Și încep să analizez lucrurile la rece. Dar inima ta strigă și zice, Sorin, este Domnul. Dar eu zic, stai să mă mai gândesc. Aveți lupta asta în inima dumneavoastră? Mai știi câte ori n-am ascultat eu vocea? Și a fost Domnul. Frații mei, să ne punem bine la inimă lucrul acesta. Domnul vorbește în mod deosebit prin impulsul lăuntric, prin această revelație, prin conștiința care a așezat-o noi. Să ascultăm de Domnul. Amin? Amin. E foarte important. Și încă un lucru important. Domnul i-a așteptat cu cina, cu prânzul, spunea că l-a pregătit. I-a așteptat atunci pregătit și mai este o dată profetic. Ne așteaptă pregătit. Eu am încercat să-mi închipui. Deci când lucrez, să știi că Domnul ți-a pregătit deja ce trebuie să faci și resursele necesare. Dar m-am gândit mai departe, m-am gândit în veșnicie. Și aș vrea să aduc aminte că va veni o zi. Deci eu nu pot să-mi închipui cum va fi. Când eu voi sta la masă și fiecare dintre noastră va sta la masă și de fapt Domnul Iisus ne va sluji și ne va servi la masă. Se va întâmpla ai doma cum s-a întâmplat aici. Vă imaginați-vă aceea? Frații mei, ziua aceea nu departe. Dar până atunci, noi trebuie să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Noi trebuie să ne silim, cum zice în fapte Pavel, de cel atenien, bâșbâind să ne silim să-L cunoaștem pe Domnul în întuneric. Domnul vorbește și a vorbit de atâtea ori. Ia aminte la vocea Domnului. Se strigă de ei, se zice, citește Biblia, roagă-te, caută fața Domnului, mărturisește-L, lucrează, vei avea o răsplată, vei avea... Oare voi avea? Oare nesiguranța mea o mai las mult să fie în inima mea? Oare deznădejdea mea care mă macină și mă roade și mă îndepărtează de Domnul o mai las acolo?
Poți să iei o decizie în dimineața aceasta să zici, indiferent care este modul acela nefericit care m-a făcut să dau înapoi, eu nu voi da înapoi? Vrei să renunți în dimineața aceasta la ce este în viața ta și te împovărează și îți mănâncă credința? Vrei să te arunci în slujire 100% pentru Domnul? Va fi o dimineață a deciziilor și a întâlnirii cu Domnul? Ca Petru acolo? La un foc de cărbun, când Domnul se întâlnește cu el la focul de cărbun și lovește un doare mai tare? Simone, fiul lui Ioana, mă iubești tu pe mine mai mult decât toți aceștia? Decât toți care sunt în biserica aceasta? Mă iubești tu mai mult decât toți? Dar de ce să te iubesc, Doamne, mai mult decât toți? Pentru că tu nu de mult ai păcătuit și ai zis, Doamne, eu te iubesc mai mult decât toți aceștia. Eu sunt gata să dau viața pentru tine. Și întreabă Domnul, mă iubești tu mai mult decât toți? Și pentru ce, da, Doamne, te iubesc. Și totuși Domnul mustră. Și întreabă doar, nu mustră, întreabă doar, Simone, fiul lui Ioana, mă iubești tu? El îți spunea doar că te iubești și atâta oară când întreabă. Dar v-am auzit de seară, predicându-se și explicându-se lucrurile acestea. Ce, Doamne, tu toate le știi. Domnul ne știe pe toate. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să ne consacrăm, să ne ridicăm viața noastră Domnului cel înviat din morți. Aș vrea rugăciunea aceasta de încheiere, împreună cu toți spre Domnul. Doamne, eu te iubesc, Doamne. Ajută-mă și scoate din viața mea ce nu este după voia ta. Dă la o parte și ajută-mă ca viața mea să fie o viață de consacrare, de slujire, de dăruire, de a face voia ta. Pentru că vreau ca în ziua când tu vei veni pe norii cerului să prânjesc cu tine acolo, Doamne. Amin. Să ne rugăm cu toții.